Bună ziua! Iată, am revenit la poezie și creație și sunt foarte, foarte bucuroasă pentru că astăzi a acceptat invitația Muzeului Național Literaturii Române și a mea implicit, doamna Nora Iuga. Nu cred că are nevoie de vreo prezentare pentru că nu există niciun reprezentant al niciunei generații care să nu știe cine este Nora Iuga. Cum a început aventura dumneavoastră în lumea cuvintelor? Care a fost momentul? Începutul a fost destul de penibil pentru că el a venit într-adevăr pe neașteptate, cu totul pe neașteptate, pentru că trebuie să fac o mărturisire când eram elevă prin clasa, eu știu, a întâia de liceu sau a doua, deci aveam vreo 12 ani. Eram în plină pubertate, era primăvară, în orice caz. Asta era motivația că am intrat în starea care chema poezia. Dar în rest, din punct de vedere al intelectului meu și al simțirii mele, eu eram mult mai îndrăgostită de gramatică decât de literatură. Asta e o chestie ciudată și am mai spus-o prin cărțile mele. Dar în orice caz, tot ceea ce mă înconjura în ziua aceea, într-o bucătărie din Sibiu, în care mama gătea niște sărmăluțe și mirosea bine, eu stăteam la masă și învățam la istorie și în camera cealaltă tata cânta la vioară. Și era primăvară și era aprilie. Aprilie a rămas până în ziua de astăzi luna mea preferată. În aprilie, când eram femeie tânără, cred că vreme de 10 de ani, totdeauna pe 13 aprilie, eu mă îndrăgosteam de un băiat. Pentru mine aprilie a rămas luna iubirii și implicit a poeziei, fiindcă suntem la poezie. Vreau să-ți spun că atunci am scris, în aprilie, la Sibiu, primele două poezii, care erau evident oarecum se voiau eminescene, dar erau catastrofale și atunci am zis că nu voi mai scrie niciodată poezie. Adevărul este că faptul că am descoperit poetul în mine nu a fost numai pentru că studiind germana la facultate și mai ales perioada romantică, pentru că așa cum zicem noi că nemții, vai, 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 sunt foarte reci, n-au absolut nicio sensibilitate, germanii ăștia sunt niște bărbați foarte ciudați. Adică romantismul care ne uimește că s-a născut în Germania era normal să se nască în Germania. Germanii sunt niște bărbați care nu spun. Sunt, din câți am cunoscut eu pe unde am umblat, în Germania totdeauna acest lucru m-a atras la nemți, pentru că ei nu declară, ei nu spun, ei știu să tacă și să accepte. Ei nu au curajul să facă primul pas, ei nu au curajul să fie primii care deschid ușa unei femei, până când nu face ea gestul acesta. Și întâmplarea face că iată aici cartea lui Celan, care jur că este poetul meu preferat. Îl iubesc eu mult pe Gelu Naum al nostru, fiindcă e suprarealist, absolut genial, dar Celan îmi răspunde întru totul.
Și din cauza asta l-am și tradus, dar fără niciun fel de efect, că am făcut treaba asta în Germania și am ajuns prea târziu în România și mi-a luat-o altcineva înainte, exact cu aceleași cărți pe care le-am tradus eu, și a devenit traducătorul genial al lui Celan din... în limba română. Bine. Asta e altă poveste. Și începeam să vă spun un singur lucru, că uite, pierdem timpul cu amănunte, dar înainte de a se sinucide aruncându-se în Sena, Celan era totalmente decepționat de întreaga lui viață și chiar și de receptarea din Germania, care, culmea, era foarte bună. Luase premiul Büchner. Cei care iau premiul Büchner ajung aproape automat la Nobel. Dar el probabil că simțea genialitatea în el foarte profund, așa cum simțea și poezia în el. Și s-a îndrăgostit de o fată tânără din Elveția, cu care a avut un scurt schimb de scrisori și în care îi spune, îi dă un sfat ca un părinte. Zice, învață să asculți tăcerea. Și am făcut saltul ăsta, el nu era neamț, evident, era evreu, dar a trăit destul de mult în Germania, vorbea încă din Bucovina lui, în familie, iidiși probabil, dar iidișul nu prea poți să-l înveți dacă nu știi germană. Și cam așa s-au întâmplat lucrurile cu nemții, cu tăcerea, iar vorbind despre tăcere, este imposibil să nu ajungem la poezie, pentru că nu există punte sau deschidere prin care să comunici într-adevăr ceva atât de ascuns, atât de profund, atât de esențial, de intens, ceva care urlă în tine mai grozav decât poezia, care nu vorbește direct. Un poet adevărat niciodată nu va ști dinainte ce are de gând să scrie. El simte o excitație generală a întregului trup și se petrece ceva. E o chestie fizică, ca o furnicătură. E o dorință care răstoarnă și face să fiarbă tot trupul lui, nu numai în creier se petrec lucrurile, se petrec și în trup, în piele, în carne, în simțuri. Poezia apare printr-un semnal al instinctului. Și din cauza asta îmi permit, vă rog să mă scuzați, să fac această asociere, adică poezia seamănă, inspirația de fapt, cea care cheamă poezia și care se simte în tot trupul mai întâi, seamănă foarte tare cu excitația. Și din cauza asta, majoritatea poeților scriu atunci când sunt îndrăgostiți. Din cauza asta, poezia are niște asemănări extraordinare cu visul. Cu visul are și același limbaj. Din cauza asta sunt îndrăgostită după avantgardă. Eu totdeauna declar că poezia cea mai grozavă e poezia care nu se înțelege, pentru că nici visul nu-l înțelege. Facem noi pe grozavi când ne trezim, vai ce vis grozav am visat, și vine o prietenă, stăm la o cafeluță și începem să-i povestim visul. Dar visul nu este acela pe care noi chipurile
facem niște legături între elementele visului ca să facem o poveste din el. Visul este foarte disparat și foarte ilogic. Din cauza asta nu ne-l putem aminti exact cum era. Noi în vis uneori vorbim, am făcut experiența asta, dar dacă vrem să recompunem acele cuvinte, dacă avem atâta memorie să recompunem în momentul trezirii ultimele cuvinte auzite în vis, ele nu sunt cuvinte reale din niciun fel de limbă. Lipsesc vocale, lipsesc consoane din acele cuvinte. Din cauza asta, mi se pare că cea mai autentică și cea mai grozavă poezie care se scrie este aceea lipsită de logică. Logica este cel mai mare dușman al poeziei, pentru că poezia, încă o dată repet, nu o chemăm noi, nu-i poruncim noi, nu-i spunem noi, eu acum voi scrie despre feminism, fiindcă se poartă și e la modă și voi avea un succes nemaipomenit dacă voi îmi voi arăta agresivitatea și eu știu sila sau acuzația îngrozitoare pe care le aduc bărbaților pentru că se poartă urât cu femei. Eu nu pot să am mesaj în poeziile pe care le scriu. Eu nu am scris nici măcar vreo singură dată o poezie împotriva securității sau a comunismului. Dar nu pentru că eu trăiam minunat în timpul comunismului și voiam să-mi arăt repulsia îngrozitoare față de acest regim care ne-a distrus și nu numai pe noi. Din cauza asta vă spun, nu suport poeziile cu mesaj. Eu nu-i pot comanda poeziei. Eu nu am dreptul să-i comand poeziei. Poezia mă domină pe mine și poezia are tot dreptul să-mi dicteze mie ea. Că dacă nu-mi dictează ea, iese o porcărie, nu iese poezie. Și cu asta vreau să terminăm, pentru că mă lungesc mult prea mult, să trec, dacă mi se îngăduie, sigur că da. La... Eu voiam să întreb apropo de ceea iartă-mă, bineînțeles. Apropo de ceea ce am discutat mai devreme, se spune că cititul este cel mai bun profesor de limbă. Oare acesta să fie motivul pentru care generațiile mai tinere au uitat, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, aproape o treime din cuvintele... Loreta, dragă, îți mulțumesc din suflet. Trebuie să-ți spun că acasă, înainte de a veni încoace, eu m-am gândit foarte mult cam ce aș putea să spun și în linii mari, adică esențialul, am reușit să-l exprim aici. Însă, problema pe care o ridici tu este foarte serioasă și este prevăzută de mult. De când eram eu studentă, circula ideea că galaxia Gutenberg va dispărea. Ei, unul dintre marii dușmani ai limbii vorbite și care evident este baza poeziei în fond, a fost exact evoluția asta vertiginoasă a tehnicii și invenția acestor aparate nenumărate și care, într-adevăr, i-a făcut pe foarte mulți să uite să mai scrie de mână.
Oamenii care folosesc internetul și, mă rog, calculatorul și toate, nu mai scriu de mână, nu mai au această deprindere. Dar nu este vorba numai de scris, pentru că și scrisul la rândul lui este o formă mecanică, nu este o formă care ar avea ceva foarte în comun cu poezia. Inițial a avut, pentru că alt mijloc de expresie nu era de... Dar e vorba și de limbă, adică oamenii, vrând să se înțeleagă mai ușor, să nu mai trebuiască să-și piardă timpul învățând limbi străine, când eram eu fetiță în Germania și aveam vreo 5 anișori, n-aveam mai mult, fiindcă a trebuit, după aceea am făcut grădinița în Germania, a trebuit să vin în România la bunici ca să intru în clasa întâi primară. Ei bine, de pe vremea aceea se vorbea că va muri galaxia Gutenberg. Galaxia Gutenberg, înțelegându-se prin acest termen care mie îmi sună bine în ureche, galaxia Gutenberg era exact epoca în care se folosea scrisul de mână. Ei, scrierea se spunea de pe atunci că va dispărea. Și iată că a dispărut. Adică e pe cale de dispariție. După aceea s-a vorbit multă vreme când eram studentă că intrăm în era morții poeziei. Și să mă ierte cei tineri, dar au reușit să cam omoare acea poezie despre care vorbeam la început, că poezia este tăcere, poezia nu trebuie să fie înțeleasă. Poezia vorbește numai sugerând. De asta romantismul rămâne pentru totdeauna cu toate experimentele care s-au succedat, dar să nu credeți că la mari experimentatori, cum este Gelu Naum sau Tristan Tzara, sau nu există romantism, că există cu Duiumu. Doar că expresia nu mai este una logică, să-i dai omului mură în gură. Culmea, asta se face acum, de când avem minimalism. Adică, nu știu ce poezie e asta. Dacă eu încep să spun, ieri am fost la piață, am cumpărat praz, am venit acasă, l-am pus la fiert. M-a sunat Angela Marinescu la telefon și a vorbit o oră. Am uitat complet de praz, dintr-o dată casa s-a umplut de abur și de fum, m-am speriat groaznic că vecinul a dat foc la casă și când m-am dus la bucătărie, din prazul meu rămăsese o poșniță imensă de cărbune. Adică, vedeți, dacă sunteți foarte atent în ceea ce eu acum am făcut pe loc, e o poezie pe care am făcut-o pe loc, na, dacă e poezie, vreau să vă spun că ea nu este lipsită. Dacă eu vreau să o interpretez după ce simt eu, să zicem, dacă vreau să dau o definiție vieții, sau a iubirii, sau a unui lucru trăit, de care m-am bucurat inițial. Și vine cineva, intervine în acțiunea aceea cineva, care mă face să uit de acea bucurie pe care am avut-o în momentul în care am început acțiunea pe care mi-o doream. Treptat apar aburii, fumul groaznic, înnecăciunea și la sfârșit este o oală arsă,
cu găuri și plină de ceva carbonizat. Adică e aproape o definiție a vieții. Da. Și numai asta n-am vrut să vă spun când v-am povestit prostioara aceea. Ei, ăsta este secretul poeziei și nimic, dar absolut nimic pe pământul ăsta nu se compară cu poezia. Sunt subiectivă, iertați-mă, dar eu nimic nu iubesc mai mult decât poezia. Și visul, evident. Fiindcă ele două merg mână în mână. Spune-mi. Nicio problemă. Eu vă mulțumesc atât de mult pentru că reușim să intrăm, să disecăm așa foarte, foarte atent tot ceea ce înseamnă poezie din punctul nostru de vedere. Pentru noi este minunat că reușim să facem asta. Dar mi-am dat seama că viața este un spectacol. Urmărim tot ceea ce mi se întâmplă zilnic. Și voiam să vă întreb, oare la momentul acesta considerați că trecutul este mai important decât prezentul? Draga mea, dar parcă ai trăit în mine. Pentru că mă miră, ești încă o femeie tânără și atrăgătoare și mă miră că îți pui problema asta a trecutului. Eu am ajuns foarte târziu la această idee, cred că acum vreo 2-3 ani. Mie mi se pare că trecutul este mult mai important decât prezentul și mai ales despre viitor. Nu putem vorbi pentru că habar n-am ce va fi în viitor. Însă trecutul, pe măsură ce ne îmbătrânim, ne cheamă mereu și mereu înapoi. Adică noi începem să iubim trecutul, sigur că oricine poate să-mi spună, dar ce te miri, măi băbuțo, măi bunico, ce te miri, că e normal să te întorci în trecut, că atunci erai frumoasă, tânără, iubită și erai fericită. Și de asta te întorci în viitor, în trecut. Adevărul este că sunt niște legi nescrise pe care noi nu prea încercăm să le rezolvăm pentru că nu prea știm cum să le rezolvăm. Trecutul român, într-adevăr, o poartă încuiată foarte interesantă și nu mă refer acum numai la copilăria noastră cu bunicii care ne răsfățau. Mă refer la trecutul îndepărtat. Blaga în spațiu mioritic spunea de pildă, e o chestie care mă urmărește tot timpul. Zice, dacă avem ocazia să călătorim prin locuri necunoscute, prin țări necunoscute, și la un moment dat ajungem într-un colț de stradă din Paris, cum mi s-a întâmplat mie când am fost la Paris pentru o săptămână. Și era un colț de stradă, nu știu cum o cotea, într-o stradă îngustă, o stradelă, pe care erau niște blocuri vechi cu vreo 4 etaje. Și atât de tare semăna acel loc cu un loc pe care eu îl văzusem cândva undeva și unde avusesem cu siguranță o întâmplare foarte importantă pe care nu mi-o mai aminteam. Chestiuni care se întâmplă și cu oameni necunoscuți. Dăm nas în nas cu cineva pe stradă și rămânem uluiți pentru că ori avem impresia că are trăsăturile noastre și spunem, Doamne, cine e ăsta? Ăsta e geamănul meu, nu se poate. Mi s-au întâmplat de vreo două ori la Festivalul Tineretului când eram studentă.
Am umblat o oră după un băiat, dar nu fiindcă mi-ar fi plăcut, dar pentru că eram total derutată. El avea ceva pe piept scris, nu știu, pe o bluză, pe un tricou, că venea din Israel. Dar eu am rămas înnebunită pentru că semăna cu mine ca două picături de apă. Sunt lucruri din astea, sunt oameni pe care credem că i-am mai întâlnit cândva sau când avem impresia că noi nu se poate să nu ne mai întâlnim vreodată. Să nu vă imaginați că sunt atât de prostuț să-mi imaginez că există reîncarnare. Adică eu sunt absolut convinsă că nu mă voi reîncarna vreodată să revin pe pământ. Pentru că trupul nostru rămâne într-adevăr aici și se distruge cum se distruge orice roche veche care este, cu care este îmbrăcat un mort. Destinul omului nu e numai un pământesc, e și unul ceresc până la urmă. Costumul este un echipament de protecție, de adaptare la condițiile terei, dar și nici trupul nu rămâne, însă ceva rămâne, dar lucrul ăsta nu-l poate explica nimeni. Poate cu timpul oamenii vor deveni chiar atât de ultra-inteligenți încât vor descoperi care este acea particulă invizibilă care călătorește mai departe. Dar, domnilor, vă spun acum sincer, dacă noi suntem de acord cu noțiunea de infinit, înseamnă că nimic pe lumea asta nu are, adică universul, la asta mă refer, nu are început și nu are sfârșit. Noi facem parte din univers, fără îndoială. Suntem niște particule infinitezimale ale universului, deci nu avem început și nu avem sfârșit. Deci ceva din noi, ce anume, n-avem de unde să știm, pentru că marele anonim, așa cum zice tot Blaga, nu se arată, adică n-avem voie să știm. Dar noi suntem purtați ca un pai nenorocit pe o apă curgătoare, pe un vârtej, pe un torent. Și noi nu știm unde ajungem, dar noi cu siguranță vom colinda tot. Sigur că fac acum, deviez, pentru că oricine poate să spună baba asta nebună a luat-o razna. Aveți aici o bucurie, da. Un volum de poezie al dumneavoastră și voiam să vă întreb. Cumva în discuțiile pe care le-am avut am atins câteva puncte importante. Există un preț pentru reușita literară? Gândindu-mă că cumva vă... Nu există decât un singur preț, dacă îl putem numi preț. Prețul este iubirea publicului. Dar numai iubirea publicului. Nu mă pot bizui pentru nimic în lume, pentru iubirea, pe iubirea sau invidia sau ura confraților. Acolo este o cherelă permanentă mai urâtă decât în politică, pentru că invidia e tot stăpânitoare și nu cred, nu, o iotă nu dau pe impresia pe care și-o fac confrații mei despre mine, fie că este laudativă, fie că este desființătoare. Pentru că am și din astea destul. Așa că prefer să am și eu gradul meu de noblețe.
Sunteți atât de iubită de tineri. Primiți da, mereu. Da, sunt foarte iubită de tineri, scumpa mea, ai observat-o și nu numai tu spui asta. Dar să știi că sunt iubită de tinerii care nu sunt încă debutați. Primesc la volume de la tineri teribil, pentru că lor le place ce scriu. Tinerii care au ajuns deja niște personalități importante, aceia nu mai. Pentru că ei merg într-adevăr pe anumite genuri care s-au impus și au succes. Și atunci eu pentru ei și pe bună dreptate sunt depășită. Știi? Și e normal să fie așa, trebuie să vină mereu alte curente. Pe mine, eu nu neg că printre ei există scriitori foarte buni. Că unul este acest Elecheș care vine de undeva de prin Banat, pe care eu l-am descoperit și care a debutat chiar cu mare faimă în literatură, că a luat în anul acela și premiul de la Botoșani și în același an a luat și premiul Uniunii Scriitorilor, adică este un scriitor extraordinar, adică poet. Dar, sigur, acum mai nou am citit cumva și volumul soției lui Claudiu, care este o poetă foarte promițătoare. Și sunt mulți, sunt foarte mulți. Claudiu Comartin, nu? Vorbim de Anastasia. Da, vorbim de Claudiu Comartin. Am zis Claudiu pentru că el la ora actuală este extrem de cunoscut și care are un vocabular foarte fin, foarte... Îmi place să-i citesc cărțile. Poate că nu sunt întotdeauna de acord cu ideile lui, dar cu felul în care se exprimă, cu eleganța lui, cu... Adică face o impresie cu care nu ți-e rușine să ieși în lume. E foarte bine. Vorbind despre generații și... Dar, fără îndoială, atâta mai zic, poeții mei preferați și ca oameni, în primul rând, dar și ca scriitori, ce pot să fac la ora actuală rămâne în continuare, de când eram tânără și a scos el primul volum, rămâne Cărtărescu. Iar ceea ce îi se face lui Cărtărescu la ora actuală, mi se pare cea mai groaznică infamie care s-a întâmplat vreodată. Trăim cumva, sincer, am remarcat și eu același lucru, trăim cumva în aceste vremuri, exact cum se trăia înainte vreme în Salem, nu vi se pare? Deci e o continuă vânătoare de vrăjitoare, da, în exact. Continuu dorim să ardem pe rup pe cineva. Da. Nu știu ce da. Se întâmplă și da. De ce așa. Da, apropo, cu Nikita a fost altfel. Ce poet, magnific! Sigur. La sfârșit l-au desfințat. L-au desfințat. Până când bietul și-a dat sfârșit. Vorbeam mai devreme despre generații și mi-am adus aminte și de modul în care tinerii rezonează cu dumneavoastră și mi-am amintit pe 25 ianuarie era ziua de naștere a lui Ciprian Chirvasiu și știu cât de tare l-ați iubit, pentru că vorbeam da, cu poeți pe da. Care i-ați iubit, iar el, da. La Muzeul Național al Literaturii Române, a avut un curs de scriere creativă pentru tine, ce a avut înscriși aproape 200 de copii. Și mi s-a părut extraordinar cum au rezonat. Iată că se poate, dacă îți dai suficient interes, să le oferi acestor tineri șansa de a descoperi vocabularul limbii române, de a face primii pași în poezie, de a învăța ce înseamnă un acrostih, un sonet, sunt lucruri da, asta e foarte important. E foarte important, adică poetul trebuie să fie ajutat pe undeva, trebuie să aibă niște cârje, niște puncte de sprijin, niște... Dar
poetul adevărat să știe că are instinctiv, simte nevoia asta și, și le caută el singur, așa e, așa. Dacă nu îi se oferă. Sigur, fiindcă ai adus tu vorba de Chervasiu, trebuie să recunosc aici că eu am fost uluită când i-am citit poeziile la Cenaclu, pentru că noi pur și simplu nu mai respiram în momentul în care se ridica el, care era un munte de om. Nu puteai să-ți imaginezi că n-avea nimic din finețea, din acea trăsătură firavă pe care o are tipul de poet în general. Dar, era fabulos. Absolut uluitor. Adică el era într-adevăr poetul care scria numai la dictat, adică poezia curgea din el, era fantastic. Iar comparațiile lui, imaginile lui erau atât de neașteptate și atât de fantastice. Nu știu cum se duc poeții ăștia așa tine. Of, da, arderea aceasta, ard cu intensitate, cred că, nu știu. Da, probabil că arderea se face mult mai puternică. Mă gândeam, apropo de inspirație, cum reușiți să construiți personajele în cărțile dumneavoastră? Știți de ce întreb? Pentru că eu am o foarte bună colegă care a citit Pene răsuflate, Hipodrom. Serios? Serios. Era atât de fericită. Vai, uite ce frumos, uite ce frumos. Ți-mi minte că la Noaptea Muzeelor chiar a venit și i-ați scris frumos acolo ceva pe carte și era fericită. Deci, iată, sunt acolo personaje. Dar eu rămân uluită pentru că am avut câteva cronici la Hipodrom. Păreau niște cronici așa de conveniență și din unele din ele puteam să trag concluzia că acel cronicar n-a citit cartea sau doar a răsfoit-o, pentru că e și prea groasă și oamenii n-au nici timp. Și atunci a făcut niște afirmații referitor la niște personaje unde lucrurile nu prea se pupă, nu știu cum să zic, știi? Cred că atunci când a dat pagina era ceva lipit acolo și a dat cu totul, cine știe ce s-a întâmplat. Dar suntem la poezie. Ne citiți ceva? Da, mie face foarte mare plăcere să citesc, dar mie mi se pare că am abuzat de voi foarte mult pentru că m-am lungit. Este așa o bucurie? Cum nu vă dacă aveți timpul la dispoziție. Eu pentru poezie am totdeauna timp la dispoziție. Asta este o carte în care n-am avut, de fapt, niciun fel de idee. Dar m-am pomenit cu titlul ăsta, Autobuzul cu cocoșați. Și mi s-a părut mie că, sigur că eram nemulțumită de societatea în care trăiesc, probabil, când mi-a venit titlul ăsta și m-am gândit că oamenii, în timpul pe care îl străbat, se simt cumva handicapați și i-am găsit pe acești bieți cocoșați. Dar pe măsură ce scriam, s-a conturat ceva. Pentru că această carte nu este o carte scrisă cu poezii disparate. E aproape ca un fel de novelă. Fiindcă personajele există, aproape ca în proză. Și, dar plăcerea cea mare a fost umorul care m-a bântuit pe parcursul întregii poezii. Și tocmai pentru că acum, iată, am zis bântuit, fiindcă ne bântuie această pandemie care vine mereu cu noi tulpini, mie mi se pare că am ales bine să vă citesc din poezia asta, pentru că e o poezie
la care se poate și râde. Personajul principal este Sam și m-am gândit într-un fel să-l personifice pe bărbatul meu, care a murit la 58 de ani și ne-am iubit foarte mult. Sam se recomandă cititorilor săi. Eu sunt Sam. Am o femeie cu un picior verde și cu urechea tăiată. Am o femeie rasă în cap și cu țâțe lungi ca de capră. Dimineața, când merge la piață, câinii urinează pe piciorul ei și trandafirul înflorește. Am o femeie tandră și pofticioasă, îmi linge ciocolata de pe degete și degetele mele intră în erecție. Eu sunt Sam, am șococoașă. Mi-a dat-o mama când era cămilă. În rest, sunt o fire veselă. Când plouă, îmi vine să merg la cinema. Dar stăpânul îmi pune lesa. Sunt un cățel ud, rapt și tac. Fac colăcei mici și galbeni. Mă gândesc la bunul Dumnezeu. Sam stă pe scaunul dentar. În autobuz o cocoașă se adresează altei cocoașe. Ghici, cine câștigă alegerile? Unii își fac loc cu coatele, alții cântă la muzicuță. Eu stau pe scaunul dentar. Aștept o veste de la tine, Minodora, care călătorește acum prin Arizona. Aș vrea să-mi fi lăsat măcar urechea ta, să-mi deșert în ea spermațetul. Eu sunt Sam, porcul de Sam, fac duș fără tine, mă scarpin fără tine. Unghiile mele sunt ocite, ah, cuțitele de bucătărie care nu te ascultă. Mă gândesc la pălărioara ta roșie, sub picioare aleargă asfaltul, sub roți aleargă două jumătăți de câine. Hai să mai... Sam, ai plătit lumina? Mă întrebai. Îți aduce aminte, Minodora, cum ciocăneai dimineața la cocoașa mea și dinăuntru se auzea Nilul susurând și palmierii și viperele mici și galbene ca niște jartiere de damă și glasul lui Ramses proaspăt trezit din somn când tocmai te visase în slipul tău triunghiular în care clipea ochiul lui Dumnezeu. Ții minte cum mergeam împreună la servici, cum mâncam covrici cu Susan și tu îți ridicai puțin noaptea de pe ochi. S-a mai plătit lumina? Mă întrebai. Erai pudică. Eu te duceam cu vorba. Îmi plăcea întunericul tău. Mă bălăceam în el până ajungeam pe emisfera cealaltă. Acolo mă așteptau 20 de băieței. Ascuțeau creioane. Voiau să știe ce mai face Ramses? Le răspundeam. Vorbește la telefon. Câinii au furat celebritatea lui Sam.
Vai, trupului meu, nu-i plac ideile mele. Și eu care mi-am tatuat sirene pe braț și mi-am făcut pantaloni largi și pliseuri mărunte și părul mi l-am vopsit în verde, eu care am vrut să fiu original, crezând că asta e o piedică în calea uită. Și când vecinii mă imitau, de fapt îmi furau celebritatea, îi simțeam cum scot cu lingurița bucăți din creierul meu, ca dintr-un pepene galben. Și eu care m-am șters de tot, care m-am pierdut în neagra veșnicie, ca o steluță datorită emulilor mei, ție-ți vorbesc, Terente, patronule, părintele meu spiritual, dă-i voie lui Sam să se facă iar mic și să-și umfle balonul. Și acum vine ultima. Terente împarte dreptate. Sapă, Sam, îi spune Terente. Și Sam sapă și sapă, până la țâțișoare, până la pulpișoare, până la gleznișoare, până la stropitoare, până la Marea Moartă. Și acolo e o poartă unde bate unul de cu seară și nu-l aude nimeni. O vreau pe Minodora înapoi, strigă istovitul, e patul meu. Ba, al meu, spune Sam, și-l pune să-i care cocoașa. Și numai ce apare Terente și împarte dreptate. Minodora nu-i nici patul lui, nici al tău, nici al urmașilor urmașilor voștri. Minodora e masa mea de scris. Oh. Asta e. Mulțumim, ce frumos. Chiar și... să știți că ați reușit să aduceți zâmbetul pe chipurile noastre și vă mulțumim. Da, eu mă bucur foarte tare. Țin la acest volum tocmai din cauza asta, știi? Că e așa, e cam între, adică poți citi și pe dedesubt. Și nu mai vreau să vă vorbesc, pentru că până la urmă vă plictisesc. O singură adică întrebare vreau să vă întreb. Ah, da, asta, știți da. Știți ce vreau să vă mai întreb? Un singur lucru acum, înainte să ne luăm la revedere de la cei care ne-au urmărit. Credeți că oamenii vor reuși să recunoască din nou frumosul din ei și din jurul lor? Vor reuși cu să siguranță. Ne facă acesta? Cu siguranță. Noi suntem niște ființe care ne plictisim repede și pe urmă toată lumea se bazează pe dialectică. Nu se poate să nu existe o luptă a contrarilor. Până la urmă nu se poate să nu ni se ia, să nu ni se facă greață de atâta sexualitate scârboasă și de atâta urât care există în poezie. Poezia este maculată în ultima vreme, în ultimul hal fără de hal. Nu se mai poate. Și pentru că v-am spus la început că poetul meu preferat este Paul Celan și abia s-a terminat anul nașterii și a morții lui și pentru că îl iubesc la nebunie și vă fac o mărturisire ca între buni prieteni, că eu cred că dacă aveam ocazia să-l cunosc, între noi nu erau decât 10 ani diferență. N-a fost să vă întâlniți cu el pe 13 aprilie. N-a fost să mă întâlnesc cu el pe 13 aprilie. Și trebuie să vă spun că văzându-i poza mult mai târziu, mie îmi place și cum arată. Adică aș fi putut să mă îndrăgostesc de el teribil. De-a binele. Și el este poetul meu preferat pentru că el chiar scrie exact ce v-am spus dumneavoastră tuturor despre poezie la început, teoria mea
cu tăcerile, cu faptul că poezia nu trebuie să se înțeleagă și așa mai departe. Și o să vă citesc, evident, doar o poezie din el. Freamătă fântână, cuțitele voastre, ascuțite de rugăciune, de viciu ale tăcerii mele, voi ale mele cuvinte, schilodite împreună cu mine, voi ale mele drepte cuvinte, și tu, 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 zilnic cu adevărat și mai adevărat, torturatul meu târziu al rozelor. Câtă, o câtă lume, câte drumuri, cârje tu aripă, noi vom cânta cântecelul, auzi? Auzi tu, acela cu oa, cu meni, da, acela cu mărăcinișul și cu perechea de ochi ce sta pregătit acolo, lacrimă lângă lacrimă. Minunat! Nu se înțelege nimic ca practică, da, nu e nimic logic. Să intrăm datorită dar acestei poezii. Te răstoarnă, te răsucește în foarte tine. Mult. E uluitor celălalt. Da. Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Ei, Doamne, știi că mă bucur de nebună. Uit și de vârstă și de... Sunteți prietena noastră, și prietena noastră, vă suntem recunoscători de fiecare dată când veniți. Vă iubim nespus și mă bucur că pot să spun acest lucru în numele tuturor colegilor mei. Da, păi am observat că nu numai tu am observat. Cum să nu? Aș vrea să le mulțumesc și colegilor mei care au fost alături de noi, domnul Dan Vatamaniu, care ne face frumoase în fiecare fotografie, și lui Daniel Paul Ciobanu, care ne filmează. Și, de asemenea, dați-mi voie să le mulțumesc celor care ne-au urmărit astăzi și să le spun că nu e ultima dată. Nora Iuga va mai veni cu siguranță. Sunt ferm convinsă că poezia nu va muri niciodată și vă promit că vă invit de câte ori vom avea ocazie. Mulțumesc din tot sufletul. Zi frumoasă tuturor. Adevărul este că eu la voi vin cu cel mai mare drag. Mulțumim mult. Mă simt la mine acasă de acum, e și cazul la 90 de ani, să te simți acasă la muzeu.